Bună seara și vă mulțumim tare mult tuturor celor care și-au făcut timp pentru această discuție, dacă pot să-i spun așa. E o ocazie în care am vrut să vă exprimăm punctul nostru de vedere pe măsurile economice care sunt necesare în această perioadă dificilă, dar am invitat și întrebări din partea dumneavoastră și le mulțumim frumos celor care ne-au expediat întrebări la care vom încerca să răspundem astăzi. În primul rând, vrem să credem că cu toții sunteți bine, că păstrați distanța socială, că sunteți grijulii cu propria sănătate și cu sănătatea celor din jur și vă îndemnăm și în continuare să fiți vigilenți, pentru că nu este nimic mai important decât viața omului. Am discutat de mai multe ori despre această criză sanitară fără precedent. Astăzi vrem să discutăm și despre implicațiile economice ale acestei crize, pentru că ele sunt la fel de importante și, din câte se văd semnele astăzi, această criză va avea efecte economice serioase, ca să nu spun dramatice. Și sunt lucruri pe care guvernul, în primul rând, trebuie să le facă imediat și sunt lucruri pe care va trebui să le facem un pic mai târziu, atunci când vom trece de faza acută a acestei crize sanitare. Noi, mai bine zis, Natalia Gavrilița, colega mea cu care o să purtăm această discuție astăzi, încă pe 20 martie a venit cu propunerile PAS, propuneri pe care le-a făcut publice, prin care noi ne-am exprimat punctul de vedere în raport cu ce e nevoie de făcut imediat pentru a salva agenții economici, pentru a salva locurile de muncă, pentru a salva veniturile oamenilor. Pentru că, până la urmă, de asta e nevoie să lucrăm, să avem locuri de muncă ca să putem să ne întreținem. Mai târziu, pe 2 aprilie, guvernul, prin acea asumare de răspundere care a fost anulată de Curtea Constituțională sau declarată neconstituțională ei, dar care a fost aprobată ulterior și prin, sau cea mai mare parte a prevederilor economice a fost aprobate ulterior de Comisia pentru Situații de Urgență, a venit cu un alt fel de program economic și noi am vrea să explicăm în continuare de ce considerăm noi că programul aprobat de către guvern nu este suficient și de ce credem în continuare că sunt necesare măsuri care ar salva locurile de muncă astăzi și care ar salva cel puțin parțial veniturile cetățenilor, pentru că mai târziu această criză se poate aprofunda dacă nu se vor întreprinde aceste măsuri acum. În primul rând, noi am vorbit despre subvenționarea din partea statului a salariului în sectorul privat și în special la întreprinderile mici și mijlocii. Nu vorbim despre achitarea întregii plăți de către stat. Noi am propus ca statul să subvenționeze 75% din salariul mediu pe economie. Asta ar însemna să ajute companiile să nu dea faliment și asta ar însemna să ajute oamenii, angajații, să nu rămână fără locuri de muncă. Această măsură nu este inventată de noi, ea este aplicată de foarte multe țări și am văzut un studiu recent făcut de către OECD și acolo o să găsiți o listă de țări și măsurile pe care le-au întreprins aceste țări. Această măsură de subvenționare a salariului de către stat este aplicată de marea majoritate a țărilor. Deci acolo sunt două măsuri pe care marea majoritate a țărilor le-au adoptat și le aplică. Una ține de subvenționarea salariului și a doua ține de acordarea creditelor direct de la stat către întreprinderile mici și mijlocii, ca o altă formă de susținere a acestor întreprinderi. În cazul nostru, guvernul a adoptat altfel de măsuri. În primul rând, guvernul a promis companiilor care vor reuși să plătească salariile și după ce se plătesc salariile și impozitele, să le ramburseze impozitele.
Această formulă ar putea fi bună pentru o parte dintre companii, pentru companiile mari și puternice, care au resurse în situația în care nu funcționează deloc sau funcționează parțial, să achite salariile și după asta să primească rambursare de la bugetul de stat pentru impozite. Pentru foarte multe companii însă, și în special pentru companii mici și mijlocii, această opțiune nu este bună. Această măsură nu le ajută, pentru că multe dintre aceste companii, în situația în care activitatea lor a fost sistată, nu au bani ca să achite salariile. Și dacă nu achită salariile, asta automat înseamnă că nu primesc de la stat nicio plată înapoi. Anume, de acest sector noi ne facem griji mari. Acest sector al întreprinderilor mici și mijlocii este cel cu resurse puține, care nu se poate descurca de unul singur, și în acest sector sunt angajați foarte mulți oameni care, dacă își pierd locul de muncă, rămân cu, în cel mai bun caz, cu indemnizația de șomaj pe care a promis-o guvernul. Opțiunea mai bună ar fi, totuși, ca guvernul să subvenționeze pentru aceste companii pe o perioadă limitată. Noi am propus pentru 3 luni de zile, așa încât și companiile și angajații să aibă această perioadă de 3 luni, în care sperăm noi să trecem de faza acută a crizei sanitare și să înțelegem ce urmează și cum trebuie să ne pregătim, ce trebuie să facem ca să supraviețuim dincolo de această perioadă. O să o las pe Natalia să ne spună un pic mai mult despre măsurile pe care le-am propus noi și după aceea o să discutăm despre întrebările dumneavoastră. Bună seara și vă mulțumim că sunteți cu noi și că ne ascultați. Suntem aici să prezentăm viziunea noastră despre consecințele economice ale acestei pandemii și modalitățile prin care putem susține economia, susține oamenii pentru ca să ieșim din această criză cu cât mai puține pierderi posibile. Aș vrea să vorbesc un pic despre ce se întâmplă în lume, care sunt prognozele pentru creșterea economică mondială, după care să vorbesc un pic despre ce se întâmplă în Moldova și la ce ne putem aștepta, care sunt măsurile economice pe care credem noi că trebuie să fie întreprinse de guvern pentru a minimaliza consecințele negative și ce credem noi despre planurile propuse de guvern. În același timp, am văzut foarte multe întrebări despre modalitatea de finanțare a propunerilor noastre, vom vorbi și despre aceasta. Dar înainte, ca să trec la prezentarea mea, ca să fie clar pentru toată lumea, da, ne aflăm într-o criză, o criză care a venit ca un șoc extern pentru foarte multe țări concomitent. Da, această criză va afecta Moldova. Noi avem anumite noutăți bune și anume că avem un sistem bancar care are un pic de rezerve și vom vorbi un pic și despre politica monetară. Dar în același timp, ceea ce ne dezamăgește este că nu sunt luate acțiuni mai ferme, mai rapide pentru a preveni concedierea angajaților, pentru a menține locuri de muncă și pentru a susține companii în această perioadă activă de criză. Și credem că este nevoie de acțiuni mult mai ferme și este nevoie de o comunicare, pentru că foarte multă lume se află în incertitudine. Da, și ceea ce vedem noi deocamdată este o percepție că lucrurile vor reveni la normal, că totul va fi așa cum a fost înainte. Vedem achiziții publice pentru havuzuri, pentru deci mașini, pentru anumite bunuri care, în opinia noastră, nu mai sunt necesare. Deci am intrat într-o cu totul altă
perioadă și acțiunile guvernului trebuie să fie ca atare. Dacă este să vorbim despre ce se întâmplă la nivel global, chiar astăzi Fondul Monetar Internațional a venit cu previziunile economice și de fapt a făcut o afirmație destul de sumbră că intrăm în anul 2020, ne așteptăm la o descreștere economică sau o recesiune economică cea mai mare din anii 30, deci de la marea recesiune din anii 30 în SUA și pe plan global. Deci se așteaptă că creșterea economică va fi, sau recesiunea economică va fi de 3%, deci minus 3% creștere globală și minus 1% pentru țările în curs de dezvoltare. Și aceasta este o cădere de 6 puncte procentuale de la prognoza precedentă. Se așteaptă că circa 9 trilioane de dolari va pierde economia globală. Evident că Moldova este o țară mică și va fi afectată de această recesiune globală. Despre ce a vorbit Fondul Monetar astăzi? A vorbit despre necesitatea prevenirii falimentării companiilor și despre menținerea locurilor de muncă. A vorbit despre faptul că foarte multe țări s-au mișcat repede și au adoptat pachete fiscale importante, destul de mari, pachet fiscal în sens de acțiuni ale guvernului finanțate din bugetul de stat. Deci a vorbit despre faptul că este nevoie de două pachete fiscale, dacă doriți. Unul pentru gestionarea crizei active, deci a consecințelor imediate a crizei, și al doilea set de măsuri trebuie să vină odată ce incertitudinea referitor la pandemie și rata de îmbolnăviri va scade. Fondul Monetar Internațional prognozează că economia Moldovei va scade cu 3%, am văzut analize din partea unor organizații neguvernamentale, think tank-uri economice din Moldova, care, în special expert group, care prognozează că descreșterea ar putea fi și de 10%. Noi discutăm regulat cu agenți economici, cu asociații de business și ne dăm seama că descreșterea economică va fi semnificativă. Însă multe țări, după cum a spus și doamna Sandu, s-au mișcat foarte repede cu acțiuni pentru a diminua consecințele negative. Și aceste acțiuni pot fi împărțite în două categorii. Deci acțiuni pentru subvenționarea păstrării locurilor de muncă, astfel ca familiile să continuă să aibă venituri. Și doi, acțiuni pentru injectarea fondurilor sau banilor în întreprinderi, în special în întreprinderi mici și mijlocii, pentru ca toată lumea să aibă un pic de timp și să înțeleagă cum s-au schimbat realitățile economice, în ce situație se află partenerii comerciali, deci partenerii cu care făceau afaceri în afara țării, care sunt perspectivele pe viitor, cum noi credem că se va schimba comportamentul uman pe viitor, vom folosi mai mult tehnologiile informaționale ca rezultat acestei crize sau globalizarea va scădea și va avea loc o regionalizare. Deci toate lucrurile astea trebuie analizate și pentru asta atât întreprinderile cât și familiile au nevoie de un pic de timp ca să înțeleagă cum pot răspunde la această criză economică. Multe țări deci au întreprins măsuri pentru a ajuta și familiile și a menține locurile de muncă. Noi pe 20 martie, când am venit cu propunerile Partidului Acțiune și Solidaritate, deja și Ucraina și România adoptase un pachet de opțiuni care includeau în primul rând subvenționarea șomajului tehnic. Deci șomajul tehnic este intrarea în șomaj a persoanelor atunci când activitatea economică a întreprinderii este mai mică. Și noi am propus ca statul să acum codul muncii prevede că atunci când o persoană intră în șomaj tehnic, angajatorul este obligat să plătească o anumită parte din salariu. Dar noi știm că în Moldova, care sunt realitățile în Moldova, se plătesc salarii neoficiale sau uneori angajatorul presează angajatul ca să se concedieze.
Și atunci, pentru ca să menținem locurile de muncă, am propus ca statul să acopere 75% din salariul de bază a persoanei care intră în șomaj tehnic, plătind asta, suma aceasta angajatorului, dar să fie nu mai mare de 75% din salariul mediu pe economie. Și noi am făcut calcule cât asta ar costa. Dacă presupunem că vor fi afectate aproximativ 150.000 de locuri de muncă și chiar dacă luăm în considerație că va fi plătit maximul pentru fiecare, deci 75% din salariul mediu pe economie, pe o perioadă de 3 luni cât este criza activă, atunci noi am calculat că acest pachet ar costa maximum 2,7 miliarde de lei, o sumă care poate fi identificată în buget, atât prin diminuarea cheltuielilor, cât și prin accesarea finanțărilor care sunt disponibile din străinătate. Și avem câteva linii importante de finanțare din străinătate, despre care vom vorbi mai târziu. O a doua măsură importantă pe care am propus-o este garantarea creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii și subvenționarea ratei de dobândă, astfel ca întreprinderile mici și mijlocii să aibă acces la dobânzi sau credite cu dobânzi zero până la sfârșitul anului. Și aici propunem un mecanism de finanțare care ar lua în considerație rulajul pe întreprinderii pe ultimele 12 luni. Am pune o limită maximă de 5 milioane de lei pentru un asemenea credit, care această sumă poate fi discutată, și un mecanism de subvenționare care este de fapt similar, adică și mecanismul de garantare și mecanismul de subvenționare este similar cu programul Prima Casă și poate fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. De asemenea, deci costurile pot fi estimate și de fapt aici putem vedea cât își poate permite bugetul, dar noi credem că un asemenea fond de garantare ar putea fi în valoare de 1% din produsul intern brut a Moldovei sau circa 2,5 miliarde de lei. Am propus și alte măsuri necesare pentru a crește veniturile familiilor. În primul rând, un spor semnificativ pentru salariul medicilor, asistenților medicali și altor lucrători în sistemul medical. Ei acum se află în prima linie, de acțiunile lor, de motivația lor, depinde foarte mult viteza cu care vom depăși această criză activă și în consecință și viteza cu care ne vom reveni economic. Am propus creșterea numărului de beneficiari de ajutor social și orientarea acestuia pentru vârstnici și familii cu copii. Și unele din aceste acțiuni au fost deja implementate de guvern, în special creșterea numărului de beneficiari pentru ajutorul social. După cum a menționat și doamna Sandu, ceea ce a propus guvernul este un pic diferit. Este un mic ajutor, dar nici pe departe suficient pentru a ajuta întreprinderilor mici și mijlocii și familiilor să treacă de perioada activă de criză. Să vă dau un exemplu. Dacă sunt un chelner și stau acasă și dacă angajatorul vede că nu are rulaj, deci are venituri zero, atunci mă presează să mă concediez, dar cât stau acasă nu pot să-mi găsesc alt loc de muncă. Și atunci, în primul rând, persoana trebuie ori să se îndatorieze, ori să găsească, ori să-și cheltuie din economii, dar noi știm că foarte multe persoane în Moldova nu au economii. Și atunci, deci, punem persoane în situație de vulnerabilitate. Și noi ținem minte anii 90 și ținem minte că o asemenea vulnerabilitate lasă nu doar amprente economice, dar și amprente sociale, afectează încrederea omului în ziua de mâine, capacitatea de a avea
optimism și a găsi un loc de muncă mai bun, de a tinde la ceva mai bun, afectează și încrederea omului în stat, în instituții, în clasa politică de orice coloratură. Și asemenea lucruri, chiar dacă nu sunt economice, de natură economică, ele de fapt afectează capacitatea economiei de revenire pe viitor și calea de dezvoltare pe care o poate lua Republica Moldova. De aceea credem că această reîntoarcere sau rambursare a impozitelor pe salarii care a fost propusă de guvern este una bună, care avantajează anumite companii care încă funcționează, dar nu sunt suficiente. Mai mult ca atât, mecanismul de implementare a fost unul care face dificilă accesarea acestor resurse. Companiile pot primi această rambursare doar după un control de inspectoratul fiscal și asta pune presiune de fapt adițională asupra business-ului într-o perioadă și așa dificilă. Plus la aceasta, deci acest minim de șomaj care a fost crescut face mai atractivă uneori opțiunea de a merge în șomaj decât a păstra locul de muncă, care poate avea consecințe pe viitor atât pentru bugetul statului cât și pentru capacitatea economiei de a-și reveni. Deci, după cum am spus, problema principală este una de finanțare și cred că vom trece și la întrebări. Întâi aș vrea să spun că acum se pare că businessul și familiile plătesc pentru un buget care a fost adoptat la sfârșitul anului trecut, care a avut un deficit foarte mare de 7,5 miliarde de lei, cu finanțare incertă. Deci această finanțare nu a venit, dar cheltuielile au fost destul de mari în primele luni ale anului. Am văzut un deficit a bugetului de stat și, de fapt, probabil cea mai mare problemă este finanțarea, dar anume de aceea este important să aflăm care sunt discuțiile pe care le poartă guvernul, ce perspective poate oferi agenților economici, ce linii de finanțare intenționează să acceseze, la ce preț. Pentru că chiar și Fondul Monetar Internațional a subliniat astăzi că sustenabilitatea datoriei, deci Fondul Monetar încurajează statele să cheltuie, ceea ce nu este poziția obișnuită, dar deci sustenabilitatea acestei datorii va depinde de deci prețul la care ne împrumutăm și capacitatea de revenire a economiei. Și de aceea este nevoie de o comunicare foarte clară din partea autorităților referitor la atât măsurile economice cât și sursele de finanțare, un dialog foarte activ în societate cum aceste surse de finanțare trebuie să fie cheltuite. Și deci trebuie toți împreună să putem depăși această perioadă activă a crizei fără cicatrici economice și sociale. Mulțumesc, Natalia. Cred că ați înțeles cu toții că noi insistăm în continuare pe subvenționarea salariilor din partea statului, așa încât să salvăm locuri de muncă pentru 3 luni de zile, până când aceste companii, să sperăm, pot să revină într-o formă sau alta, să revină la muncă și să poată să-și plătească singure angajații. Și în situația asta, toată lumea se întreabă, da, de unde bani? Noi nu suntem populiști, noi vorbim doar despre măsuri care pot fi finanțate și o să încercăm să vă aducem niște exemple concrete, niște cifre concrete. De exemplu, programul de măsuri economice pe care l-a prezentat guvernul până acum are un cost estimat de reprezentanții guvernului de vreo 800 de milioane de lei. Asta este mai puțin de
0,4% din produsul intern brut. 0,4% din produsul intern brut. Eu vreau să vă aduc niște exemple din alte țări. De exemplu, în Georgia, programul de măsuri pentru susținerea economiei la această etapă este în valoare de 4%. Deci la noi 0,4%, în Georgia 4%. În Letonia și Lituania 6% și 5%. Deci aici e o diferență și Natalia a vorbit despre faptul că doar subvenționarea salariilor în întreprinderile, pentru întreprinderile mici și mijlocii din partea statului ar costa sub 3 miliarde de lei. De unde luăm banii ăștia? Există trei surse de finanțare pentru toate măsurile astea despre care vorbim noi. În primul rând, sunt banii care pot fi economisiți de la buget. Credeți-ne, Natalia a fost ministru al finanțelor, eu am fost prim-ministru, am văzut buget. Se pot economisi ușor 3 miliarde de lei din bugetul actual prin eliminarea cheltuielilor care nu sunt tare importante astăzi. Și putem să facem o listă de aceste cheltuieli, dar sperăm că guvernul până acum nu a dormit și o să vedem mâine la rectificarea bugetară, pentru că înțelegem că intenționează să vină cu schimbări la buget. E păcat că nu oferă suficientă informație și nu este transparent guvernul ca să înțelegem și noi ce fel de schimbări bugetare. Dar o sursă de finanțare, deci 3 miliarde, se pot găsi ușor din bugetul actual, dacă bugetul a fost executat corect și nu s-au făcut cheltuieli abuzive până acum, pentru că nici aici nu avem foarte multă informație, nu există suficientă transparență. Dar o parte dintre acești bani, cum spuneam, pot fi scoși din bugetul actual. 2. Mai multe organizații internaționale plus Uniunea Europeană au anunțat ajutoare necondiționate. Ce înseamnă asta? Indiferent dacă se fac reforme sau nu se fac reforme, pentru că știm că guvernul actual al Republicii Moldova nu are chef să facă reforme, dar aceste instituții, pornind de la situația de criză, acordă asistență necondiționată. Avem cele 117 milioane de dolari anunțate de către Fondul Monetar Internațional, care trebuie să ajungă în următoarele zile. Avem 57 de milioane de dolari care vin de la Banca Mondială. Avem peste 80 de milioane de euro care vin de la Uniunea Europeană și am discutat acest lucru și cu domnul ambasador și mi-a confirmat. Deci, sursele care vin necondiționate de finanțare, care vin în viitorul apropiat, alcătuiesc 5 miliarde de lei. 5 miliarde de lei care pot fi redirecționate pentru a susține agenții economici, respectiv cetățenii, gospodăriile casnice, ca să treacă peste această perioadă acută a crizei. Suplimentar la banii și miliardele despre care am vorbit, care pot fi economisite din buget. După aceasta, evident că sunt bani care pot fi oferiți dacă se îndeplinesc reforme, dacă se îndeplinesc condiții. Știm că avem două tranșe de asistență macrofinanciară de la Uniunea Europeană. O tranșă trebuia să se deburseze în luna decembrie și nu s-a mai debursat pentru că guvernul nu a făcut nimic și altă tranșă trebuia să vină până în luna martie. Nu a venit nici acea tranșă pentru că guvernul nu a făcut reforme. Dar dacă s-ar apuca să facă reforme, și știm despre ce reforme vorbim aici, despre reforma justiției, despre demonopolizarea sectorului de gaze și alte măsuri care pot fi îndeplinite, atunci Republica Moldova ar mai primi încă 70 de milioane de euro. Deci sunt surse concrete care pot fi accesate. De exemplu, nouă nu ne este clar dacă guvernul a apelat deja la Fondul Monetar Internațional pentru următorul program sau nu. Ei trebuie să înțeleagă că acum există cerere mare din partea tuturor țărilor și țărilor dezvoltate și țărilor în curs de dezvoltare. Deci este o competiție mare pentru resurse. Și cine ajunge primul la finanțator și cine este mai credibil, acela va reuși să obțină resurse. Dar nu suntem în situația în care aceste resurse să nu existe. Și doi, știm că Republica Moldova are o rată relativ scăzută de îndatorare. Deci noi putem să ne permitem să ne împrumutăm sau să obținem aceste granturi. Aici ar trebui să fie atent guvernul și să nu ne bage în datorii scumpe.
Pentru că se tot discută de acel credit rusesc, nu știm dacă este real sau nu este real, pentru că am auzit numai vorbe, dar acel credit rusesc este mult mai scump decât ce putem să obținem noi de la Banca Mondială, de la Fondul Monetar, de la Uniunea Europeană. Și nu vrem să fim băgați în datorie doar de dragul geopoliticii, pentru că lui Dodon îi place Kremlinul mai mult decât Occidentul. La fel, am auzit că se vorbește despre eurobonduri. Nu înțeleg de ce ar trebui să încercăm și nu știu dacă în genere e posibil acum să se plaseze eurobonduri, dar nu știu de ce trebuie să aducem discuția despre eurobonduri care sunt mult mai scumpe decât asistența oficială pe care noi o putem obține. Și această asistență poate fi obținută. Trebuie să se lucreze corect, trebuie să se adopte o atitudine corectă în raport cu cei care ne oferă aceste surse foarte ieftine și, evident, trebuie să se facă reforme. Dar nu trebuie să ni se spună la televizor că nu sunt bani. Banii trebuie cheltuiți cu bun simț, cu rectitudine, din buget și, doi, trebuie să se aplice la toate mecanismele de finanțare. Uniunea Europeană a anunțat o linie de creditare suplimentar la banii despre care am vorbit. A anunțat o linie de creditare pentru întreprinderile mici și mijlocii. A aplicat guvernul nostru pentru această linie de creditare? Sau întreprinderile noastre mici și mijlocii nu au nevoie de asistență sub formă de linii de creditare? Trebuie să acționeze mai repede și trebuie să fie transparenți și trebuie să înceteze să arunce cu ofense la adresa oficialilor europeni. Pentru că nu așa se construiește o relație care să fie în beneficiul țării. Deci astea sunt lucrurile pe care le putem spune despre finanțe, pentru că au fost câteva întrebări aici. Marcel Dogaru, Paula Irizanu ne întreba, dar de unde finanțăm programul ăsta despre care vorbim noi? Pentru că i-am auzit pe cei de la guvernare că spun că suntem populiști. Nu suntem populiști. Noi credem că este foarte important să salvăm locurile de muncă astăzi. Nu să așteptăm să-i lăsăm pe toți să moară toate companiile, să rămână toți fără locuri de muncă și peste 4 luni de zile să stăm să ne întrebăm ce să facem cu cele 5 miliarde de lei care vin de la finanțatorii externi, cu cele 3 miliarde de lei pe care le putem economisi din bugetul de stat și așa mai departe. Nu credem că această atitudine sau opțiune este corectă. Și o să ne coste pe toți, pe noi pe toți, o să ne coste deciziile proaste luate astăzi de către guvern. Deci, în raport cu finanțarea, cam asta am a spune și mai este și aspectul bancar, deci prin care se pot finanța întreprinderile. Natalia a vorbit puțin despre asta, dar o să te rog să mai adaugi aici. Deci, toate statele au fost foarte rapide în a adopta două seturi de politici. Deci, politici monetare, care sunt luate de Banca Națională, și politici de subvenționare fiscală sau stimulare fiscală. A vorbit doamna Sandu despre potențialul de economisire din buget, dar pe lângă aceasta, după cum am menționat, în ultimii 3 ani au fost făcute anumite reforme pentru a aduce sistemul bancar într-o situație mai bună după criza cauzată de furtul miliardului și avem un sistem bancar care are un pic de rezerve, deci are lichidități, se vorbea despre cifra de 5 miliarde de lei, dar Banca Națională chiar la mijlocul septembrie a luat anumite măsuri rapide și noi credem că au fost măsuri foarte bune de scăderea ratei de bază și de scăderea rezervelor obligatorii pentru bănci care au mai eliberat lichidități în sistemul bancar. Și înțelegem că Banca Națională s-a mișcat foarte repede și cu reglementări ce țin de creditele neperformante. Evident că Banca Națională trebuie să urmărească situația zi de zi și să nu permită anumite devieri. Este foarte important ca să fie menținută independența Băncii Naționale în aceste decizii și să nu fie implementat dreptul telefonului, pentru că, din păcate, guvernanții noștri arată că le plac practicile vechi de interferență în sistemul bancar. Aș mai adăuga că este vorba, în ceea ce privește bugetul, este vorba despre priorități.
Deci nu am văzut bugetul, chiar dacă știm că mâine se va merge în ședință de guvern cu rectificarea bugetului. Și este păcat că nu putem vedea asemenea documente importante din timp ca să le putem analiza, ca să putem discuta în spațiu public despre cele mai bune opțiuni, dar înțelegem că vor fi păstrate sume importante pentru investiții în infrastructură și în special în drumuri. Am auzit la sfârșitul anului trecut că vor fi crescute semnificativ finanțările pentru drumuri, că țara va fi transformată în șantier. Noi credem că în anul 2020 șantierul poate aștepta și nu din cauza că este an electoral, dar din cauza că este mai important să venim cu acest ajutor pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru familii, pentru angajați, și să subvenționăm, să injectăm fonduri în economia. Noi, asta nu înseamnă să renunțăm la investiții în infrastructură. Noi, de fapt, avem de mult timp proiecte semnificative care vin la rate mici din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din partea Băncii Mondiale, care an de an nu sunt, deci aceste fonduri nu sunt utilizate. Și noi știm despre problemele pe care le are Moldova în ceea ce privește investițiile publice și investițiile în infrastructură. Deci nu se aplică, în primul rând, nicio analiză economică în determinarea proiectelor de infrastructură în care se merită a investi. Mai mult ca atât, procesul de achiziții este deseori corupt și calitatea lucrărilor este în mod consecvent foarte mică. Nu avem încă datele pe 2019 în privința executării bugetului, dar în 2018, de exemplu, doar 50% din finanțările incluse pentru finanțarea drumurilor sau pentru construcția drumurilor au fost folosite. Deci, noi nu trebuie să cheltuim spațiul fiscal, care acum este absolut necesar pentru a fi injectat în economie, ca să îngropăm banii în drumuri. Da, noi putem să ne asigurăm că folosim mai bine banii sau împrumuturile care sunt în mod specific orientat spre reconstrucția drumurilor, cum am spus, proiectele BERD și Băncii Mondiale, și aici avem o problemă de implementare și anume de aceea când eram la Ministerul Finanțelor am inițiat crearea unei unități care să monitorizeze implementarea acestor proiecte. Și aici trebuie să spunem cetățenilor foarte clar că este vorba și despre proceduri transparente, oneste, de achiziții care ar permite construcția unor drumuri calitative. Pentru că am văzut, de fapt, cele mai calitative drumuri sunt cele finanțate de partenerii externi. Și, deci, care este prioritatea guvernului acum? Să lase, deci, să intre economia într-o serie de falimentări și concedieri și să investească masiv în drumuri în speranța că aceasta va duce la o creștere economică pe viitor sau să susțină acum oameni reali, agenți economici reali, pentru ca să avem un pic de spațiu, să înțelegem cum se va schimba lumea după această criză și să fim mai bine pregătiți pentru o eventuală recuperare. Haideți să mergem la următoarele întrebări. Silvia Vântu, ce măsuri trebuie să ia guvernul în situația cu autorizațiile de transport marfă cu Rusia? Această problemă este una politică. Noi am încercat să o rezolvăm în cele 5 luni cât am fost la guvernare și răspunsul pe care ni-l dădea partea rusă este că Republica Moldova și-a epuizat numărul de autorizații, iar Rusia nu le folosește pe toate, pentru că așa cum noi eliberăm autorizații, așa și pe partea cealaltă. Problema este că din partea companiilor de transport rusești nu există așa mare interes să vină pe piața din Republica Moldova și nu putem să comparăm numărul de autorizații de care au nevoie companiile noastre ca să meargă în Rusia.
Ceea ce au propus atunci rușii a fost ca companiile producătoare din Republica Moldova să angajeze companii de transport din Rusia. Lucru care este mai puțin convenabil pentru noi, dar, din păcate, ăsta a fost dialogul pe care l-am avut noi. Acum, nu este clar de ce acest guvern, care este susținut, aplaudat de către Kremlin, nu reușește să rezolve această problemă. Pentru că ar trebui să poată să o rezolve. Este o problemă politică, nu este o problemă economică. Și, din păcate, rezolvarea ei depinde de Federația Rusă. Următoarea întrebare este despre ce putem să facem noi pentru substituirea importurilor. Natalia, dacă vrei să răspunzi la întrebarea asta. Da, această criză, de fapt, a arătat pentru foarte multe țări fragilitatea modelului economic când o economie sau o țară depinde foarte mult de relațiile și comerțul cu alte țări. De exemplu, acum foarte multă lume depinde de China și de echipamentele de protecție care sunt produse în China. Într-adevăr, noi susținem un program de substituire a importurilor și aici este important cum elaborăm acest program și la ce sectoare ne concentrăm. Statul, în general, nu este un actor care se pricepe foarte bine la lege care sunt întreprinderile sau sectoarele cu cel mai mare potențial. Dar sunt câteva principii care pot fi aplicate. Deci, în primul rând, toată lumea este de acord că trebuie să ne concentrăm pe aprovizionarea sistemului medical. Noi nu știm cât va dura această criză, noi nu știm când va fi următoarea criză epidemiologică, noi nu știm care va fi cererea pentru produse medicale, deci și noi am văzut exemple foarte bune unde Universitatea Tehnică produce viziere, echipamente de protecție, combinezoane calitative, ne spun medicii, sunt produse la Soroca, deci cu siguranță statul trebuie foarte rapid să vadă care sunt necesitățile de materie primă, cum poate ajuta la menținerea lanțurilor valorice și asigurarea fluxului de materie primă, poate producerea materiei prime aici și deci asigurarea că mărim capacitățile de producție internă. De asemenea, noi trebuie să ne concentrăm pe acele produse care sunt produse de import, și deci unde capacitățile Moldovei sunt destul de limitate. Aici, în primul rând, noi importăm foarte multe deci produse de sau foarte multă energie și noi nu știu dacă o putem substitui foarte repede, dar cel puțin noi putem face reformele necesare pentru demonopolizarea sectorului gazelor ca să scădem prețul și să mărim competitivitatea întreprinderilor noastre care concurează, de exemplu, cu Ucraina, unde prețul de acces la gaze naturale este practic de două ori mai ieftină pentru agenții economici. Și, deci, prin sporirea competitivității agenților economici autohtoni, noi putem face față fluxului de import de anumite produse din Ucraina. Și, de asemenea, noi credem că, evident, Moldova, având un sector foarte mare agricol, ar fi cazul să investim în fabrici mici de producere, astfel ca să adăugăm valoare la producția agricolă și nu să ne concentrăm doar pe producție cu valoare adăugată mică. Deci putem produce probabil nu doar roșii, dar și ketchup-uri și așa mai departe. Și aici este rolul statului de a facilita construcția și investirea în asemenea capacități de prelucrare. Toate aceste măsuri trebuie să fie, de fapt, discutate pe larg cu businessul și deci, de aceea noi susținem injectarea acum a unor fonduri în susținerea agenților economici pentru ca să ne putem permite să ne așezăm toți împreună și să discutăm aceste subiecte.
Mulțumesc. Următoarea întrebare vine de la domnul Constantin Copăceanu și se referă la monopoluri. Ce propunem noi pentru eliminarea monopolurilor și înțelegerilor de cartel? Acum, știți că noi avem o piață mică, dar foarte monopolizată. Știți exemplul nucilor, monopolul pe piața produselor de grâine, despre gaze naturale, Natalia a vorbit acum. În primul rând, instituțiile pe care le plătim noi ca să nu permit crearea acestor monopoluri, trebuie să-și facă treaba. Avem Consiliul Concurenței și pe hârtie arată bine, în practică nu vedem nicio acțiune. Am încercat, cât am fost la putere, să schimbăm managementul de acolo. Domnul Răducan a reușit să obțină sprijinul socialiștilor, respectiv noi nu am avut suficiente voturi ca să putem să schimbăm managementul și să aducem oameni care să înceapă să lucreze așa cum trebuie să lucreze. Deci, înțelegerile de cartel, de ce socialiștii tolerează oamenii puși de plahotniuc acolo? Probabil pentru că le protejează monopolurile lor. În cazul nucilor, ce am făcut noi? Am adus împreună și serviciul VAMAL și serviciul fiscal și am încercat să găsim o soluție chiar dacă problema cea mare era la procuratură, pentru că mai multor firme care exportau nuci li s-a deschis dosare penale și respectiv aceste firme nu mai puteau să, sau managerilor acestor firme li s-au deschis dosare penale, aceste firme nu mai puteau să exporte și respectiv au rămas doar 2 sau 3 companii față de care procuratura nu avea nicio întrebare și acestea puteau liber să scoată din țară, să exporte nuci, beneficiind de acest monopol. Noi n-am putut să influențăm decizia procuraturii, dar am reușit să intervenim cu anumite schimbări la VAMA, așa încât până și companiile a căror manageri aveau dosare penale să poată să exporte și asta a schimbat cererea pe piață și respectiv au crescut prețurile. În cazul celorlalte subiecte, așa cum am zis, sau celorlalte domenii, în special trebuie să înceapă să funcționeze Consiliul Concurenței. În cazul gazelor naturale, așa cum a zis Natalia, de exemplu, o întreprindere, o fabrică care produce obiecte din sticlă în Republica Moldova și care consumă, sau în totalul costului, gazul reprezintă o treime, în Republica Moldova plătește 240 de dolari și în Ucraina o companie similară, deci de pe același domeniu de concurență, plătește doar 125 de dolari. Acum, imaginați-vă cât de mult are de suferit competitivitatea firmei noastre, pentru că la noi gazul costă 240 de dolari, iar compania din Ucraina poate să producă doar cu 125 de dolari. De ce? Pentru că noi avem monopol la gaze naturale și oricâte povești ne spune Igor Dodon despre prețul minunat pe care îl obținem noi pentru gazele rusești, ăsta nu este adevărat. De aceea, reforma care era prevăzută pentru începutul anului 2020, și anume demonopolizarea sectorului de transport a gazelor naturale, pentru că astăzi și transportul ține de Moldova Gaz, printr-o lege, acesta, sistemul de transportare a gazelor naturale trebuie să fie separat de activele Moldova Gaz, să revină în proprietatea Republicii Moldova și după aia Republica Moldova să aibă sistem de transportare a gazului natural, să poată să cumpere și în altă parte, din Ucraina, de exemplu, dacă prețul acolo este mai convenabil. Dar aici, iarăși, e strict o decizie a Guvernului, a Parlamentului, care întârzie și putem doar să bănuim de ce întârzie această decizie. Deci scăpăm de monopoluri doar atunci când avem instituții funcționale care, unde oamenii lucrează și nu fac jocul clanurilor mafiote. Aș vrea să spun aici că o criză economică de fapt este întotdeauna o oportunitate de a trece la un alt nivel și aici aș îndemna și agenții economici și fiecare cetățean care, dacă ar avea șansa, ar vrea să acționeze, să lucreze într-un sistem mai bun, mai echitabil, haideți împreună să punem presiune ca, anume în urma acestei crize, să transformăm statul și să transformăm instituțiile statului. Pentru că această criză care vine din exterior și ne pune în anumite limitări de finanțare,
de fapt ne permite să facem reforme care sunt greu de promovat atunci când totul este bine. Și ar fi cazul să ne gândim și la sistemul de achiziții publice și cum se fac achizițiile publice. Ar fi cazul să ne gândim și la sistemul fiscal și poate să avem mai puține reguli, dar mai echitabile, pentru că, de exemplu, chiar atunci când vorbim despre competitivitatea produselor autohtone, știm că producătorii de ouă, de exemplu, plătesc TVA cu 8% pentru grâne, dar produc ouă și plătesc TVA 20%, pe când în Ucraina, dacă este subvenționat, deci avem o concurență care este foarte grea. Și anume prin instituții, prin lueri de decizii care sunt mai bune, putem ajuta și agenții economici și creșterea economiei. Și aș îndemna să utilizăm această criză ca o oportunitate în acest sens. Următoarea întrebare de la domnul Rotar Serghei despre faptul că Horeca are mult de pierdut și cum ar trebui ajutat acest sector. Este adevărat, este unul dintre sectoarele cele mai afectate de această criză și de aceea noi insistăm pe această subvenționare a salariilor, pe șomajul tehnic plătit de stat, pentru că în mare parte companiile Horeca nu au resurse ca să poată să achite de sine stătător aceste salarii și după aia să beneficieze de rambursarea impozitelor, așa cum prevăd astăzi măsurile statului. Între timp, ar trebui să înceapă să se gândească la cum adoptă tehnologiile informaționale mai mult. Unii, probabil cei care au avut aceste platforme de furnizare online, asta cred că ajută, evident nu rezolvă problema, dar parțial ajută și de ce nu zic să ne angajăm și noi cu dumneavoastră să comandăm cel puțin o dată pe săptămână la restaurante sau la companiile care pot să ne furnizeze de mâncare sau altceva, așa ca să putem și noi contribui. Dar cel mai important trebuie să vină acum, cel mai important sprijin trebuie să vină de la stat prin achitarea acestui șomaj tehnic. Este o întrebare aici despre... Este o întrebare mai individualizată, așa, dacă pot să spun. Deci, cineva se plânge că i-a fost sechestrat... i-a fost sechestrat un bun la vamă încă în 2005 și nu i-a fost reîntors. Vă sugerăm să ne scrieți un mesaj, să-mi scrieți mie un mesaj pe adresa mea ca să înțeleg mai exact și să putem să discutăm. O întrebare sau o sugestie, toți cei care au ieșit la pensie pentru limita de vârstă să fie luată o decizie sau se dezice de pensie sau lucrează pentru salariu. Eu cred că cei care lucrează după pensie nu o fac de plictiseală, o fac pentru că pensia este foarte mică și doi, oamenii care lucrează după pensie plătesc asigurările sociale, dar pensia nu le este revăzută la timp. Deci ei continuă să lucreze și, într-o mare parte, susțin fondul social. De aceea, cred că altele sunt măsurile. Noi trebuie să găsim, să creăm locuri de muncă pentru toată lumea, nu să îi alungăm pe cei care vor să lucreze după vârsta, deci care s-au pensionat au și la pensie pentru limita de vârstă. Soluția este în altă parte, nu să îi alungăm sau să îi facem să aleagă. Astea sunt categorii de oameni săraci care lucrează pentru ca să se descurce. Încă o întrebare despre acoperirea financiară, dar cred că am vorbit suficient despre miliardele care pot fi salvate din economiile din buget, despre miliardele care vor veni în curând sub formă de ajutor necondiționat și despre miliardele care pot fi obținute dacă se vor face reforme. Evident, asta deja depinde de guvern. Există pericolul revenirii de către guvernanți la modificările de legislație de tipul celor care au fost expuse în ordonanța de urgență.
Din ce am auzit noi, guvernul a spus că va reveni cu o lege, nu e clar dacă prin asumare de răspundere sau în Parlament. Sperăm că au învățat lecția, sperăm că nu vor mai călca în picioare Constituția și vor face lucrurile corect, conform procedurilor. O să vedem în următoarele zile ce va face guvernul. O întrebare, de ce nu avem dialog cu business-ul, ceea ce facem noi astăzi este monolog. Vreau să vă spun că noi am avut mai multe discuții cu oamenii de afaceri și aceste măsuri, inclusiv pe care le-am prezentat aici, au fost verificate, dacă vreți, unele inspirate din discuțiile pe care le-am avut cu business-ul. Da, e adevărat, noi am vorbit mai mult cu reprezentanții ai business-ului mic și mijlociu, dar acolo este cea mai mare problemă, lor le este cel mai greu și am comunicat și suntem gata să discutăm și în continuare cu reprezentanții ai business-ului, indiferent de mărimea companiilor și domeniul de activitate, și suntem gata să discutăm și cu autoritățile din prima zi de declararea stării de urgență. Ne-am exprimat disponibilitatea de a ne implica, de a sugera lucruri. Ați văzut cu câtă aroganță răspund exponenții guvernului. Deci aici nu avem ce să comentăm, dar, cum am zis, disponibilitatea noastră este în continuare valabilă. O întrebare, de ce nu se dezinfectează drumurile în Chișinău? În Chișinău am văzut că socialiștii și-au făcut achiziții pentru ca să cumpere dezinfectanți de la firmele lor. Deci asta am văzut. Mai departe, ce s-a întâmplat cu dezinfectanții, nu știm. O întrebare despre rambursarea costului la bilete avia. Vă rog să verificați pe pagina colegii noastre Galina Sajin. Ea, împreună cu mai mulți oameni care vor să își recupereze banii pentru biletele avia, a lucrat și a venit și cu un formular care poate fi, care trebuie completat și transmis mai departe pentru ca să ajungem cu toții împreună să rezolvăm această problemă. Deci, încă o dată, pentru detalii mai concrete, consultați pagina de Facebook a Galinei Sajin sau scrieți pe pagina ei și o să vă transmit ce trebuie să faceți ca să puteți să vă recuperați banii. E o problemă pe care o au mai mulți oameni care au cumpărat bilete în trecut. Astea au fost întrebările economice pe care le-am primit noi, cel puțin până la începutul acestei discuții, și vrem să vă mulțumim frumos celor care ne-au trimis întrebări, vrem să vă mulțumim frumos celor care ne-au ascultat. Dacă aveți sugestii și propuneri, vom fi bucuroși să le auzim. Noi credem că doar într-o discuție largă și cu angajați, și cu angajatori, și cu experți se pot găsi cele mai bune soluții, dar este foarte important ca să nu pierdem trenul. Este foarte important ca acum să fie întreprinse măsuri care ar putea să reducă amplitudinea sau, adâncimea acestei crize economice, pentru că mai târziu costurile pentru noi toți vor fi mult mai mari, indiferent cine va trebui să reconstruiască economia. Noi credem că nu e prea târziu, noi credem că resurse sunt, e nevoie să existe bună intenție și un pic de deschidere și o să fie așa mai ușor să depășim cu toții această situație dificilă. Aveți grijă de dumneavoastră, rămâneți acasă, cei care puteți să rămâneți acasă, dacă puteți să-i ajutați pe cei din jur, vă rog să o faceți. Dacă puteți să ajutați sistemul medical, vă rugăm să o faceți. O să discutăm și despre acest subiect, pentru că acum se vorbește că nu a fost prioritate niciodată acest sector și sănătatea trebuie să fie prioritate și sectorul educațional trebuie să fie prioritate și agricultura trebuie să fie prioritate. Dar când zicem prioritate, nu spunem doar să le scriem pe hârtie. Când zicem prioritate, înseamnă să începem să facem lucrurile corect. Să avem instituții conduse de oameni care vor să lucreze pentru cetățeni, nu pentru scheme de corupție. Pentru că dacă facem o listă a tuturor achizițiilor din care s-au furat milioane și milioane din sectorul sănătății, din infrastructură, din alte domenii, o să înțelegem de ce niciunul dintre aceste domenii nu au fost prioritate. Prioritate, din păcate, pentru mulți din guvernanți a fost corupția
Și astăzi noi cu toții plătim prețul guvernărilor irresponsabile și mai ales a guvernărilor corupte. Așa cum a zis și Natalia, trecem printr-o criză foarte mare, dar această criză poate fi și o oportunitate ca să înțelegem că putem să construim un stat pentru cetățeni doar cu oameni onești, cu oameni bine pregătiți, doar promovând oameni în funcții datorită meritocrației, nu datorită intereselor obscure de grup. Vă mulțumim frumos, o seară bună să aveți! O seară bună!